citește, dar nu o scoate din priză. Apropo de priza, celebra e priză. Nu o scoate din priză că ai închis-o, trebuie să o iau de la început. Să bat pe rablă, tichetul aia, programul rabla. Cine să ia rabla, să ducă la remat, să ia tichetul ăla pentru o mașină nouă. Erika Dăncilă și-a schimbat întreg discursul. Ne spune că nu mai știe ce e statul paralel, că ea nu l-a văzut, nu știe de el. Păi ăla pe care îl pipăia cu o săptămână, că cu o săptămână îl pipăia, îl simțea, o cipea statul paralel. Și nu dați nicio șansă PSD cu această încercare de rebranding și cu această nouă conducere, cu Paul Stănescu, cu Viorica Dăncilă. Doamne, lor le-a din mașină și îi schimbă claxonul. Eu am spus să bat, să iau un cal mort și să bat cine călărește. Am văzut o poză de grup cu Dăncilă și niște personaje în spate și m-am liniștit. Și cu doamna Firea? Era la poză? Nu vorbesc de ea. Nu era. Nu, de alte personaje. Și m-am liniștit. Vezi, frate, hai după pe soapie, că s-au dus.